Vedem și în acest, în acest duel final de la categoria sub 28 de ani, avem niște nume sonore din basketul 3x3, chiar dacă sunt la o vârstă fragedă încă. Cel mai notabil de la CSOAS este Robert Andrei Spoitor, un jucător care a avut multe reușite în circuitul Sport Arena Streetball. Acum încearcă din nou să încheie o competiție pe prima treaptă a podiumului. Da, sezonul trecut a fost unul dintre cei mai de succes jucători, votat jucătorul anului la premiile Sport Arena Streetball la categoria sub 18 ani masculin. Acum este în finală la sub 21 de ani masculin, a făcut și el saltul. Toma a încercat cu panoul, poziție dificilă pentru numărul 12 de la Nase. Vine cu recuperarea Fabian Rickman. Acum lasă pentru Toma, găsește pe Spoitoru în cealaltă parte, sunt 4 secunde, Robert Spoitoru retrimite către Toma, acesta face o fentă, pătrunde și lasă mingea pe inel, acesta se învârte și tot Toma cu recuperarea. Frumoasă seria de dribling lui Toma Rickman, undeva din colțul liniei de libere, no! Toma recuperează. Principalul recuperator al meciului. Deși sunt dintre cei mai scunzi jucători de pe teren. Spoitorul acum. O secundă, Spoitorul trebuie să găsească o soluție rapid. Toma, batere de 12 secunde. Tu n-ai fost, Vlad, la Timișoara sezonul trecut, dar a fost un meci parcă finala, sper să nu greșesc, dar o 21 masculin sau semifinala, când Toma a reușit o aruncare uluitoare pentru a închide meciul de 2 puncte. A fost una dintre fazele sezonului. Alexis Gheorghe, și el un jucător spectaculos, este blocat acum. Să vedem dacă va repeta isprava și astăzi sau vom avea un alt jucător care va decide această finală. Mulțumesc, Andu, că mi-ai menționat faptul că n-am fost de față. A fost un detaliu important în această poveste. Păi, nu, păi, unde să știi? N-ai fost acolo, cum zice Biugi Mafia. La linia de liber acum, Vlad Barbolată. Fără puncte în această finală până acum. Ratează Barbolată, mingea tot la el s-a dus și înscrie cele din urmă din apropiere. A ținut să schimbe ceea ce tocmai spune, că nu reușește să, înscrie. Spoitorul se dă fault la un duel lipsit de minge. O sesie pentru CSOAS. Spoitorul pentru Toma. Înapoi la Spoitorul cu spatele la panou, l-are pe Gheorghe, care l-a părășit. Reușite să înscrie și Spoitorul. Primul punct pentru CSOAS în această finală. Oh, ce bine se apără Spoitorul, apoi asist. Se pune într-o poziție favorabilă pe Andy Drume. De cealaltă parte, cel puțin din ce am văzut eu, Andu, până acum, capacul turneului. Același Andy Drume, iată, să revedem faza. Tot Drume cu recuperarea. Acum lasă pentru Toma. Păi vine și blocajul. Toma forțează, ratează. Însă va păstra posesia. Spoitorul lung, aruncă rapid de 2 puncte, ratează, mingea ajunge tot la el. Se apură regulamentar, Vlad Barbolată, Spoitorul ratează. Andy Drume acum aruncă de 2 puncte. Lasă pentru Toma. Pentru Spoitorul, da, un nou punct pentru Robert Spoitorul, care a fost și faultul acolo. A, și cred că avea dreptate, a absorbit foarte bine contactul ăla și până la urmă să și înscrie. Și vedem fault, însă de cealaltă parte în acest moment. Avea o schimbare pentru echipa în albastru, pentru CSOAS. Spoitorul ia loc și revine pe teren Fabian Rickman cu numărul 18, în timp ce Alexis Gheorghe reia pentru SF Sports. Îmi trimite în lateral pentru Barbalată, își creează spațiu, un floater nereușit. Rickman cu recuperarea, trimite mai departe, mingea merge iar la Toma. Cere Rickman o pasă, nu o primește. Toma pătrunde, sunt trei apărători! Cât de puțin a lipsit să încheie această fază cu coș și fault Toma. 1-3 pentru CSOAS. La linia de liberă acum. Suntem live și pe YouTube, pe contul oficial Sport Arena Streetball, dar și pe Facebook. Scrie Toma Daniel Libera. Alexis Gheorghe acum în partea stângă a terenului, apărat de Toma.
intercepția lui Toma liberă de drume. Poș face pentru CSU AS, Bogdan Șopudean acum a participat la concursul de slam dunk la primul turneu. Ratează, recuperează Gheorghe. Greu acolo, între trei oameni. A încercat acolo ceva Gheorghe. Acum din nou Spoitorul pe teren îl caută pe Toma. Încă o dată mult contact la acea fază. O nouă piruetă, Toma ratează din nou. Pierd posesia, mingea ajunge la Vlad Barbalată. Merge prin lateralul panoului acum. Faul dat pe pătrundere, coșul nu cred că este, nu este valabil, faul jos. 5-1 pentru CSU AS, finala U21. Da, o serie de câteva momente mai puțin precise, însă vom relua atacul cu Barbalată. De imediat blocajul, Barbalată plutește, scoate mingea pentru ratarea lui Șomcutean. Da, trebuie să spunem că sunt doi jucători cu numărul 9 pe maio pentru SF Sports. Vlad Barbalată este cel cu short alb, celălalt este Denis Cerban, cu short închis la culoare, care se află acum în defensivă. Ah, ok, acum înțeleg acea modificare de pe echipamentul său și reușește să scrie Denis Cerban, acum că l-am și identificat. Spoitorul apărat de Șomcutean, Spoitorul are avantajul taliei, se duce până aproape de panou, ratează Spoitorul. Minge la Toma, aruncă de două puncte, trebuia să o facă, nu mai avea timp, ratează. Barbalată imprecis. Oh, ce frumos și-a prelungit Andy Drume acea recuperare. Acum încă o dată Spoitorul forțează, este faultat. Și la faza anterioară a pătruns foarte bine Robert Spoitor, însă apoi și-a pierdut un pic echilibrul și n-a reușit să încheie faza cu coș. Vedem repornind atacul. Trimite lateral din nou la Toma. Acesta pătrunde încă o dată, este oprit de cealaltă parte de Alexis Gheorghe. O Gheorghe, oh, ce pasă! Piruetă și coș pentru SF Sports. E una dintre fazele turneului, cu siguranță. Spoitorul înscrie și demolează adversarul. La atenționare adusă de arbitrul lui Robert Spoitorul pentru un gest puțin în afara sferei basketbalistice. Alexis Gheorghe încearcă să-și folosească viteza, este faultat de Spoitorul. Și aici a preferat să coboare mâna, deși avea un oponent mai scund decât el, Spoitorul, și putea să pună capac, apoi a primit greșeală, un fault, aruncarea numărului 15 de la SF Sports, Alexis Gheorghe. Rickman recuperează după ratarea lui Gheorghe, mingea merge în afară, rămâne posesie pentru CSU AS. Vreau să mă folosesc de cunoștințele tale în materie de ghete de basket. Alexis Gheorghe are niște Kyrie 2. Să vedem, Alexis Gheorghe, da, este un Kyrie 2, nu știu exact numele acestei culori, dar cu siguranță ai observat bine, Andu. Kyrie 2, pereche care a purtat cu mulți ani. 7, 8, 9 ani, adică... Da, dacă nu mă înșel, Kyrie purta acest model, model alb auriu atunci când a câștigat titlul cu Cleveland Cavaliers. Da, 2016. 2016, da. În continuare, linia Kyrie foarte populară și jucătorul nu mai este cu brandul acesta, însă modelele vechi, modelele vintage Kyrie sunt la mare căutare. Una din două, din două pentru Spoitorul de la libere. CSU se conduce cu 8 la 4, bună pasa, Denis Cerban evită capacul. Oh, acolo Rickman a lipsit puțin să pună capac, se reia de sus acest atac. Vom reporni cu Robert Spoitorul. Căuta inițial o pasă către Toma, apoi vine Rickman cu blocajul. Spoitorul prin lateral, încă o dată pătrunde bine, dar nu finalizează și... Nu, am crezut că va reuși poate Toma, dar mingea merge la Șomcutean. Alexis Gheorghe, să vedem din nou folosindu-și acea accelerare, este tamponat acolo de doi oameni. Da, cred că trebuie să fie puțin atent Spoitorul, pentru că acel contact a venit după fluierul arbitrului și nu vrea să încaseze o greșeală tehnică. Suntem în cel de CSU AS,
finală care nu a avut până acum cine știe ce ritm. Nu sunt multe puncte înscrise, este doar 8-5. Și mai sunt 4 minute și 14 secunde rămase din acest match. Și avem acum un moment de respiro. Așa cum am văzut și mai devreme astăzi pe live stream, meciul plin de intensitate după jumătate, mai ales în meciurile strânse, atunci când oboseala începe să-și pună cuvântul. Este totuși ultimul meci al acestei categorii, este finala de la sub 21 de ani și există un nivel de oboseală acumulat. Suntem într-un punct în care greșelile pot cântări mai mult decât momentele ofensive de efect. Rea Gheorghe, spăitorul este acolo să le-am primit de Gheorghe. Un cross, vine încă unul, atrage doi apărători, scoate sus pentru încercarea de două puncte. Același Gheorghe cu recuperarea și coș cu faul pentru Alexis Gheorghe. Iată, vedem și celălalt conducător de joc cu recuperări suplimentare care duc mai apoi spre o a doua șansă, coș cu faul. The Kyrie 2's, man. Yeah, it's gotta be the shoes. Trebuie să fie opincile. Mulțumim pentru traducerea mai mult decât perfectă. Toma scapă de adversari, înscrie, preia din nou conducerea pentru echipa sa. Denis Șerban prea nu aruncarea de două puncte. Toma nu o lasă să iasă în aut. Trece de Gheorghe. Foarte bine s-a apărat Denis Șerban acolo. Uite, dacă spuneai de ce poartă Gheorghe, nu pot să spun că mi-e rușine nici cu ceea ce a ales Toma, ca Kobe-uri Venice Beach destul de rare. Dar și un duel la nivelul încălțăminții, nu doar basketbalistic pe teren. Și încă o dată un clinch între Spoitoru și Gheorghe. Conducătorii de moment, echipa în albastru, CSUAS. Meciul continuă cu scorul de 9-6, în continuare 3 puncte avantaj pentru CSUAS. Mai avem aproximativ 3 minute și jumătate din meci. Gheorghe, stop shoot, la semi-distanță, la teață, tot el cu recuperarea. Încă o recuperare pentru micuțul jucător de la SF Sports. Cum oprește dribbling-ul, scoate mingea și ratare pentru Barbalată. Poitor acum, neapărat de Șomcutean. Vine blocul lui Drume, Spoitor aruncă de două puncte! At the buzzer! Tisou buzzer beater pentru Robert Spoitoru. Gheorghe, cum și-a găsit echilibru pe acea fază, nu știu, dar a ratat. Toma, faultat pe piruetă. Așa, acel gol din spatele semicercului crește diferența între cele două echipe, se face 11-6 și intrăm în ultimele 3 minute de joc. Tot mai important această diferență, chiar dacă nu e mare, încă o dată Spoitorul, sânge rege pentru Robert Spoitorul, numărul 17 de la CSUAS. Da, 4 puncte la rând înscrise de el. Barbolată, scoate la Șomcutean de două puncte, da, îl duce din diferență. Acum încep să vină coșurile. 5 puncte acum între cele două echipe, se luptă pentru minge, sunt 4 jucători acolo, mingea este la Barbolată, în fața lui Andy Drume, trebuie să vină cu pasa, o face, Șomcutean nu prinde mingea liber, Denis Șerban la două puncte, prea lung. Oh, și se încurcă acolo. Incredibil, Vlad Barbalata alunecă și îl încurcă și pe Denis Șerban. Ar fi fost recuperarea lor. Rămân așadar 5 puncte diferență. Toma Daniel s-a dus din prim acolo. Ce frumos! Control extraordinar al mingii. Cum arunca la distanță. Vine apărată de Spoitorul. Mingea merge iarăși la Toma. Acesta cere blocajul, îl primește. Sunt 5 secunde, Toma trebuie să creeze. Preferă să arunce cu faul. Dar parte scumpăriție de la SF Sports. La scorul acesta 14-8, 2 minute rămase. Nu văd de ce, sincer nu văd de ce, este timp absolut suficient. Sunt, într-adevăr, 6 puncte, însă e departe de a fi încheiat meciul. Da, cred că cele două duble marcate de Spoitoru au, au avut un impact mare asupra moralului lor. Se
se învârte sub panou și pierde mingea Alexis Gheorghe. Acum o nouă șansă pentru Spoitorul, puțin prea sus acea pasă devenită din partea lui Daniel Toma. Timpul se scurge în favoarea celor de la CSU ASE. Dacă început de Vlad Barbalată, trimite lateral și vedem un dunk după acest fault reușit de Bogdan Șomcuteanu. Aș fi preferat să văd unul și în live game, ca să spun așa. Avem un highlight, totuși un highlight. Urmează concursul de slam dunk la ora 6:40. Avem deci un preview acum. Bine, uitându-mă acum la ceas, posibil să întârzi un pic concursul de slam, dar poate un 7 fără 10, pentru că după acest meci vom avea meciul vedetelor. O spunem la finalul acestei finale despre cine e vorba. Șomcutean marchează de la libere, reduce puțin din diferență. Încă o dată Spoitorul. Asta pentru Daniel Toma, acesta caută să pătrundă și pierde echilibrul și se dă 1-1. A venit în intervenție defensivă Vlad Barbalată și a venit foarte bine, pentru că echipa sa va avea posesie. De meciul demonstrativ dintre Corona Brașov și Brașov All-Stars. Aici Gheorghe aparat de Spoitorul. O mai dă peste minge, nu mai ajunge. O pierde posesia Gheorghe, nu-i vine să creadă. Pare că pe el a atins mingea ultimul. A intervenit foarte bine Toma. A pus mâna exact cât avea nevoie și acum o avea timp de odihnă. Ai dreptate, trebuie un pic de refresh și poate că îl vor obține acum jucătorii de la SF Sports cu acest timeout. Un deficit de 6 puncte pentru echipa în verde. Din nou, nu este imposibil de recuperat, însă poate în cazul unor reușite din spatele semicercului. Nu e imposibil, dar este o misiune foarte complicată. Mai sunt 90 de secunde din acest match. Diferența este de 6 puncte. Posesia este pentru CSU ASE. Poitorul preluat de Gheorghe, trimite mingea mai departe. Daniel Toma are trei apărători și am văzut un pic de contact acolo. Rickman până la urmă este și el faultat. Da, cred că trebuia să fie un fault acolo. S-a auzit, am auzit noi cu căștile acea palmă pe antebrațul lui. În cele din urmă va fi fault în favoarea celor de la CSU ASE. High five cu antebrațul. Fabian Rickman la linia de libere. Cu puțină șansă. Puțin mai multă. 16-9. Da, deja diferența a crescut. Ambele echipe sunt în penalizare, însă nu cred că va mai conta. ASE cel mai probabil va câștiga acest duel. Gheorghe pierde mingea, intercepția lui Spoitorul, trimite până la Rigman încă o dată, încearcă de pe partea dreaptă această dată și reușește să înscrie. N-ar fi putut obține și faultul Rickman acolo dacă își dorea probabil airball acolo pentru Barbalată. Mai avem 59 de secunde, dar jucătorii se comportă ca și cum ar mai fi 10. Toma în viteză, înapoi către Spoitorul, care va încerca din nou de două puncte, ratează. Rickman cu recuperarea. Din nou la Spoitorul, acesta trimite în lateral pentru o nouă încercare de două puncte, nici acum. Denis Cerban, airball. Parcă le-a luat acele două faze consecutive cu coșul de două puncte al lui Spoitorul, de mai vreme parcă le-a luat aerul jucătorilor de la SF Sports. Nu s-au mai regăsit pe tren după acel moment, iar acum, așa cum spuneai, par să fie deja învinși. Șomcutean 19 puncte la 9. Încearcă și el de două puncte, airball și pentru el. Da, câteva ratări fără a atinge inelul de partea echipei în verde și probabil că și ei așteaptă să se încheie acest meci. Spoitorul reia, mai sunt puțin sub 3 de secunde, lasă jos sub panou, da. Oprit prin capac Andy Drume. Și un cutnean de două, prea lung, recuperează Barbalată, Toma Daniel nu se mai chinuie, nici nu e nevoie aparent pentru că ratează Barbalată. Posesia la albastru.
Nu știu dacă vor mai arunca. Da, fair play. Spoitorul îi cere mingea lui Toma Daniel. Fair play din partea lui Toma, care a refuzat să mai arunce încă o dată, deși spoitorul avea chef de încă o încercare. Și titlul la U21 masculin merge la CSU AS, care învinge SF Sports. O diferență de două cifre la finala acestui meci, 19 la 8. La 9, 19 la 9, cer scuze. Diferență de 10 puncte așadar.